Centrul municipiului Suceava a fost duminică locul de întâlnire a aproape 200 de persoane care au răspuns invitației Asociației Sportive Suceava pe bicicletă de a ieși la o plimbare prin oraș pe două roți. Vremea bună și dorința sucevenilor de a face mișcare în aer liber au făcut ca evenimentul să se bucure de un real succes. O mulțime de bicicliști amatori și profesioniști de toate vârstele, atât bărbați cât și femei, adunându-se pe esplanada modernizată. Am venit să fac mișcare, să socializez cu lumea și, în primul rând, să reprezint asociația la prima ieșire oficială. Și este foarte frumos pentru că s-a adunat multă lume și îmi place că, totuși, în Suceava văd că destul de lumea totuși este la pedalat și nu stă în casă într-o zi așa frumoasă. Inițiatorul acestui proiect a declarat că, indiferent de vârstă, mersul pe bicicletă este nemaipomenit, îți creează bună dispoziție, o condiție fizică bună și își dorește să atragă cât mai multă lume să circule pe biciclete. Recomandăm tuturor bicicliștilor care doresc să iasă un pic din oraș pe trasee de pădure sau nu știu, de câmp sau ceva, să intre pe Facebook, pagina noastră de Facebook Suceava pe bicicletă sau Prietenii pe biciclete, unde se vor anunța trasee, eventuale ieșiri în avans sau pentru zile prestabilite. Vă așteptăm cu mare drag, cine dorește, obligatoriu cu cască. Obligatoriu cu cască și cu respectarea regulilor de circulație. Încolonați și supravegheați de mașinile de poliție și de ambulanță, sutele de bicicliști au pornit la o plimbare prin oraș pe o bandă de circulație. Deși sunt la o vârstă, mi-am dorit de ceva timp în urmă să-mi fac o asociație cu toate drepturile în care să putem primi sponsorizări, să fac echipamente gratuite din banii de sponsorizări la băieți, și așa s-a și întâmplat. Azi este ziua în care noi suntem pregătiți să urcăm pe munți, să facem trasee lungi. Deci este visul unui om care dorește să facă mișcare multă, vis împlinit. E o zi nemaipomenită și mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat. În cadrul evenimentului, reprezentanții compartimentului de analiză și prevenire a criminalității IPJ Suceava au lansat o campanie de prevenire a accidentelor rutiere cu implicarea bicicliștilor, oferindu-le celor prezenți pliante cu sfaturi utile și reguli de conduită în trafic. În plus, măsurile de ordine în zonă au fost asigurate de 4 polițiști.